Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă redau azi documentarul trimis de colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Documentul cel mai vânat de Vatican. De ce a vrut Biserica Catolică să-l distrugă? O descoperire neașteptată. Codexul Berlinului, cunoscut și sub numele de Codex Acmim, dar și ca papirus Berolinensis. 1502 după numărul de acces, e un manuscris scris în dialectul sahidic copt din secolul al V-lea după Hristos, descoperit în Acmim, Egipt. Codexul a fost cumpărat în ianuarie 1896 de către Karl Reinhardt, cel care l-a dus în Berlin, Germania. Codexul fusese descoperit recent învelit în pene într-o nișă dintr-un perete într-un mormânt creștin. Cartea a ajuns la Berliner Museum, unde a fost tradus parțial de Carl Schmitt, dar din cauza caracterului gnostic s-a oprit din traducere, fiindcă atât Biserica Catolică, cât și cea protestantă se opuneau traducerii și publicării acestui codex apocrif. Puțin oameni i-au mai acordat atenție până în anii 70, atunci când o nouă generație de savanți cercetători ai creștinismului timpuriu a avut un interes sporit în urma descoperirii celui mai faimos grup de documente creștine gnostice timpurii, descoperite la Nag Hammadi în anul 1945. Un document vânat de agenții Vaticanului. Însă codexul nu a trezit doar interesul cercetătorilor, ci și pe acela al unor agenți speciali bănuiți a fi soldat Vaticanului, care prin diverse metode au încercat să subtilizeze documentul, dar n-au reușit, fiindcă custozii de la Muzeul Berlinez au recurs la metode sofisticate de securizare a codexului. La un moment dat se puteau citi pe internet anunțuri despre recompense mari acordate celui care va aduce codexul unui personaj care se devoala doar cu o oră înaintea schimbului codex contra bani. Dar de unde interesul unor oficiali catolici pentru papirusul Berolinensis și nu numai al lor, fiind implicat, se pare, și agenții ai cultului protestant? Simplu, deoarece acest document copt, pe măsură ce era tradus, dezvăluia texte considerate apocrife și de mult dispărute. Dar despre ce texte era vorba, vedem în ceea ce urmează. Papirus Berolinensis 1502. Codexul Berlinului. E un cod unic de proveniență coptă, un tom legat cu scânduri de lemn acoperite cu o piele necunoscută. El conține 4 texte grecești traduse, așa cum am spus, în dialectul sahidic copt și e vorba de Evanghelia parțială a Mariei Magdalena, Apocrifonul lui Ioan, Sofia lui Isus și Actul lui Petru, parțial. Toate sunt texte declarate apocrife gnostice și au fost interzise și eliminate la primul conciliu de la Nicea. O parte din textele din codexul berlinez se regăsesc și pe textele găsite la Nag Hammadi. Dar să vedem de ce au considerat preoții adunați la Nicea că aceste texte trebuie interzise. Și începem cu cea mai controversată evanghelie, cea după Maria Magdalena. Evanghelia după Maria Magdalena. Știm că însuși Petru desconsidera rolul femeilor în Biserica lui Hristos, deci motivul pentru cei de la Nicea să declare Evanghelia Mariei apocrifă. Dar să vedem câteva texte considerate periculoase pentru creștinism. Materia va fi atunci distrusă sau nu? Mântuitorul a spus, toată natura, toate formațiunile, toate creaturile există în și împreună cu cealaltă și se vor rezolva din nou în propriile lor rădăcini. Căci natura materiei este rezolvată numai în rădăcinile propriei sale naturi. Cine are urechi să audă, să audă. Și aici intră în contradicție cu Apocalipsa de după Ioan. Petru i-a zis, fiindcă ne-a explicat totul, spune-ne și nouă, care este păcatul lumii? Mântuitorul a spus că nu există păcat, dar tu ești cel care faci păcat când faci lucrurile care sunt ca natura adulterului, care se numește păcat. Apoi a continuat și a zis, de aceea te îmbolnăvești și mori, căci ești lipsit de cel care te poate vindeca. Cine are minte să înțeleagă, să înțeleagă. O nouă contradicție cu creștinismul timpuriu care condamna adulterul, dar pedepsea doar femeia prin lapidare cu pietre, dar bărbatul nu pățea nimic. Să nu dai nicio regulă peste ceea ce ți-am spus eu și să nu dai o lege ca dătătorul de lege ca să nu fii constrâns de ea, adică ce pe invers au făcut epigonii lui Isus, adică au dat legi, nesocotind porunca Domnului. Petru i-a spus Mariei, soră, știm că Mântuitorul te-a iubit mai mult decât pe restul femeii, adică exact justificarea celor care au afirmat că Isus o lăsase pe Maria Magdalena să-i conducă biserica și nu pe Petru, cel care de altfel
îl trădase pe Mântuitor de 3 ori în aceeași noapte. Și vine un text ciudat. Petru nu crede în vorbele transmise de Iisus prin intermediul Mariei și o acuză de minciună. El i-a întrebat despre Mântuitor. A vorbit el într-adevăr cu o femeie și nu ne-a deschis nouă? Să ne întoarcem și să o ascultăm cu toții? A preferat-o el pe ea decât nouă? Iar Levi, Petru, tu ai fost mereu înflăcărat, acum te văd luptând împotriva femeii ca potrivnicii. Dar dacă Mântuitorul a învrednicit-o, cine ești cu adevărat ca să o respingi? Cu siguranță Mântuitorul o cunoaște foarte bine. Tot Levi exprimă o idee refuzată cu obstinație de cei care nu o recunoșteau pe Maria Magdalena ca urmașă de drept al lui Iisus. De aceea el a iubit-o mai mult decât pe noi. Mai degrabă să ne fie rușine și să ne îmbrăcăm cu omul desăvârșit și să ne despărțim așa cum ne-a poruncit el și să predicăm Evanghelia fără a stabili nicio altă regulă sau altă lege în afară de ceea ce a spus Mântuitorul. Deci avem de-a face cu foarte multe texte care contrazic total cele scrise în cele 4 Evanghelii recunoscute de către Biserica Creștină. Sofia lui Iisus. Acest text e un text de bază pentru mișcarea gnostică. El poartă numele complet de Sofia și Logos sau despre dialogul dintre cei doi Iisus, Hristos și Ben Sirach. În general, în aceste texte se merge pe ideea cenzurată de biserică prin celebrul verset Crede și nu cerceta, că omul e casa de luta înțelepciunii, dar numai atunci când adună în sine rațiunile sau înțelepciunile tuturor celor create pentru sine. E o perspectivă complet nouă față de vederile vechi ale creștinismului conform principiilor enunțate la concilul de la Nicea. Se marșează pe discursul profetic al lui Isaia despre darurile Duhului Sfânt și care susținea că fiecare om poate fi câmpul real de manifestare al Duhului Sfânt și nu este doar apanajul preoților. Pentru gnostici, conform codexului berlinez, înțelepciunea poate fi privită ca o acțiune cu centrul pe comportament, ca o consecință a perceperii corecte, a purtării corespunzătoare în viața de fiecare zi și a existenței puterii de muncă. Astfel, înțelepciunea a fost definită ca fiind căutarea stăruitoare a căilor specifice prin care se realizează asigurarea bunăstării și punerea în aplicare în existența zilnică a descoperirii Sofiei. Apare și un text care a provocat mânia celor de la Vatican și este vorba de un text din parabolele lui Enoch, care afirmă că va avea loc o transformare și ca urmare a acestei transformări este că alesul lui Dumnezeu va locui printre oameni și că cerul va deveni o lumină veșnică. Apocrifonul lui Ioan. Și în sfârșit ajungem și la Apocrifonul lui Ioan, numit și Cartea Secretă a lui Ioan sau Revelația Secretă a lui Ioan, care creștin gnostic de dialect setian din secolul al II-lea și este atribuit apostolului Ioan. Textul descrie apariția lui Iisus și dând cunoștințe secrete, gnoză, ucenicului său Ioan. Autorul descrie că s-a întâmplat după ce Iisus s-a întors la locul din care a venit, adică după ce învierea și înălțarea Mântuitorului, fapt ce este contrazis de teologii creștini, care nu admit că după reîntoarcerea în cer, Iisus ar mai fi comunicat învățăturile sale unor pământeni, fie ei chiar și apostoli. Textul vine în întâmpinarea a ceea ce mulți creștini din secolul al II-lea, atât gnostici cât și ortodoxi, sperau să primească o revelație personală transcendentă, exact cum apostolul Pavel a raportat bisericii din Corint sau pe care Ioan a experimentat-o el însuși pe insula Patmos și care l-a inspirat să scrie vestita Cartea Apocalipsei. Cuvintele de început ale cărții secrete a lui Ioan sunt învățătura Mântuitorului și descoperirea tainelor și a lucrurilor ascunse în tăcere, chiar aceste lucruri pe care le-a învățat pe Ioan, ucenicul său. Normal că bisericii nu i-au convenit că în acest text considerat apocrif se dezvoluiau anumite secrete ascunse de-a lungul secolelor de creștinism. În general, textul reprezintă o viziune asupra tărâmurilor spirituale și a istoriei anterioare a umanității spirituale. Spre ghinionul Vaticanului, nu numai papirusul berlinez dezvăluie apocrifa carte secretă a lui Ioan, ci s-au mai descoperit încă 4 manuscrise separate și care au rezistat timpului și distrugerilor ordonate la concilul de la Nicea. 3 texte au fost găsite în codurile Nag Hammadi în 1945, iar al 4-lea într-un anticariat din Cairo. Toate cele 5 versiuni, inclusiv cea berlineză, datează din secolul al 4-lea. 3 dintre acestea par a fi traduceri copte, produse în mod independent ale unui text grecesc original.
Altele două sunt suficient de asemănătoare încât probabil reprezintă copii ale unei singure surse. Conciliul de la Nicea. Principalul responsabil pentru distrugerea unor texte creștine este Conciliul de la Nicea, cel din anul 325, cel convocat de împăratul Constantin cel Mare, primul sinod ecumenic al Bisericii Creștine. Consiliul format din 318 Sfinți Părinți a fost primul care a pus bazele dogmatice și canonice ale creștinismului, ca răspuns la provocarea reprezentată de așa zisa erezie arianistă, promovată de Arie, preot în Alexandria de origine libiană. El era adeptul teoriei că Fiul lui Dumnezeu nu este de aceeași natură cu Tatăl, considerându-L o creatură superioară tuturor creaturilor. Din acest motiv, episcopii s-au întrunit și au respins condamnând învățătura lui Arie ca fiind eretică. Consiliul a rămas în istorie ca un model privind adoptarea deciziilor majore care priveau credința și unitatea bisericii. Consiliul preoților a hotărât că doar patru evanghelii sunt corecte, eliminând astfel evanghelele lui Petru, Toma, a Mariei Magdalena sau lui Iuda, dar și a altor autori. De asemenea, Consiliul a luat hotărârea de eliminare fizică a celor care nu renunțau la restul de evanghelii declarate apocrife și periculoase. Care este adevărul? Din păcate, nici azi nu putem ști cu certitudine care este adevărul total despre viața și patimile lui Iisus, și asta datorită hotărârii arbitrare, după aproape 300 de ani, luată de un conciliu mai mult politic și care nu numai că a interzis anumite scrieri creștine și evanghelii, dar a făcut tot ce a putut ca să le distrugă, iar pe autorii și adepții lor să-i elimine. Însă, cu toată cerbicia lor, se pare că n-au putut să distrugă tot și toate, dovadă că mereu apar documente și informații despre conținutul textelor declarate apocrife. Rămâne la latitudinea fiecărui individ să hotărască pe care dintre variantele găsește corecte. Până atunci, nu ne rămâne decât să așteptăm ca de undeva să apară noi și noi texte apocrife, poate așa vom afla adevărul. Azi se știe că pentru a micșora rolul Mariei Magdalena, Biserica Creștină a recurs la mai multe tertipuri, inspirându-se chiar de la primul denigrator al femeii, însuși cel considerat întemeitorul Bisericii Catolice, Apostolul Petru. Controversele privind acuzațiile aduse Mariei Magdalena, cum că ar fi prostituată, au o vechime de peste 2000 de ani. Prin inducerea ideii că a fost prostituată, se inducea ideea că Iisus Hristos nu putea încredința biserica sau unei femei pătate cu mari probleme de morală. Teoria oficială a bisericii creștine este: Maria Magdalena a fost o prostituată căreia i s-au iertat păcatele. În realitate, ea n-a fost prostituată și a fost cea care a crezut cel mai mult în Mântuitor și nu s-a dezis niciodată de el precum Petru sau Toma. De fapt, ei s-a arătat mai întâi Iisus după înviere și nu apostolilor săi. Sunt destule argumente pentru ca să reconsiderăm rolul Mariei Magdalena în viața, dar și în Biserica Iubirii creată de Iisus Hristos. De asemenea, descoperiri și traduceri a unor documente vechi, precum papirusul berlinez, au un rol esențial în cunoașterea unor evenimente și fapte ale începutului creștinismului. În loc de încheiere sau concluzie, punem doar niște întrebări. De ce au fost considerate la Conciliul de la Nicea doar patru evanghelii valabile, omițându-se, de exemplu, cea a lui Petru, apostolul desemnat să conducă biserica lui Iisus? De ce anumiți oficiali înalți ai bisericilor creștine să opun publicării evanghelilor apocrife descoperite întâmplător? De ce, dacă femeile au jucat un rol important în viața lui Iisus, ele azi sunt împiedicate să acceadă în funcții importante religioase? De ce ia creștinismul dezvinat în mai multe biserici și bisericuțe, deși toate aclamă Conciliul de la Nicea, de unde și-au tras seva doctrinelor lor religioase? Până să privim ceva răspunsuri, deși nu credem că se va întâmpla prea curând, e bine să cercetăm toate variantele, nu numai cele spuse și afirmate de biserică, și să ne aducem aminte de ce spunea Jurnalul Fericirii, cunoscutul teolog și scriitor persecutat de ateii comuniști, Nicolae Steinhardt, evreul convertit la creștinism în pușcăriile comuniste. Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!